motiv stupid. De ce ar fi fost refuzat Andrei Gheorghe de o cunoscută televiziune acum o lună? Detalii incredibile ies la iveală în ceea ce privește ultima perioadă din via lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul om de radio și televiziune a fost găsit mort la domiciliul său din Pipera, luni seara. În acest context, în ultimele ore, s-au făcut multe dezvăluiri despre jurnalistul care s-a stins din via la doar 56 de ani. Una dintre acestea se referă la cum a fost refuzat Andrei Gheorghe de o cunoscută televiziune. Citete aici ce motiv stupid a fost invocat de efii postului.